Nanelette. Cacio e Peppe. Nanelette. Și acum o să zic că Dobescu că merge de 5 minute camera. Dar nu mai trebuie să spună că mă prind eu. Când tace, și eu văd acolo clipăcește ușul. Când Dobescu tace, Lenea nu-ți mai place. Liniște. Toți ceilalți liniște face. Aia e. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii vocal-instrumentale Autocritica, o emisiune exclusiv pe internet. Ne tot întreabă lumea unde ne, unde ne găsește pe TV. Foarte mulți dintre voi ne-ați întrebat unde ne găsiți pe TV. Răspunsul este, nu ne găsiți pe TV, suntem exclusivi. Ba poți dacă îți pui YouTube pe Smart TV și te uiți de acolo. Doar pe YouTube, pe canalul YouTube Autocritica, adică acolo unde sunteți acum. Like, share și subscribe ca să nu pierzi celelalte emisiuni fabuloase care o să se nască din colaborarea intrinsecă dintre Rus, Șo și Meșter. Bine ați venit la Autocritica Podcast. Bă, ce share masiv. Frumos. Share masiv. L-am citit. Share intergalactic. Share intergalactic. Da, nu știu, asta e nou. Senzație este. Share intergalactic. Masiv intergalactic. Nu, e mai... Nu, e masiv și... Ce, masiv galactic intergalactic. Am înțeles. Așa, sunteți la al 40-multulea. Păi stai mă, că nu e bine. Câte? Ai zis că am luat-o cu sezonul al doilea. Episod din sezonul nou. Exact. Sunteți la al doilea episod din nou sezon Autocritica. Așa. Podcast, acolo unde trei băieți se chinuie să vă vorbească despre mașini pe înțelesul oricui. Pal nostru, spre mai puțin. Nostru, pal nostru mai puțin. Dar să știți că am observat că ultimul episod v-a plăcut pentru că a fost mai ușor de urmărit. În principiu pentru că am ținut și noi de un sumar. Da, am uitat să... Și a avut sub o oră. O oră și un pic. A avut o oră și un, oră și un minut. Pic, da? Da, dar să știi că dacă ne concentrăm un pic pe ăsta scoate da, da, exact, dacă n-am mai vorbit despre faptul că celălalt a avut o oră și un pic. Poate. Da. Bineînțeles, ca de obicei, Autocritica Podcast vă este oferit de serverconfig.ro. Păi n-ai zis, mă, că e emisiune, acum e podcast. E și podcast, e ce vrei tu, mă, să fie. Bă, eu cred că o să tăiem de aici, adică tăiem un pic. E lung, adică lumea o să zică, dă-i, mă, ia pe ăștia. Da, jumate ați ieșit deja. Exact. Dar bă, noi acum, ăsta e un test. Dacă ar fi fost live, ăsta e un test ieșit. Ca să-i vedem pe cei mai fidele ascultători, mă. Adică, okay, bine. Bro, e ușor să stai când e frumoasă viața. Okay. Știi? Când ai de greu acum, atunci trebuie să stai. Când te plictisești și vezi pe ăștia vorbind. Serverconfig.ro este partenerul acestor emisiuni create de Autocritica. Le mulțumim pe această cale și vă invităm pe toți să cumpărați laptopuri refurbished de la ei, că altfel nu o să mai fie partener și nu o să mai... Exact. Bun. Nu ne-au amenințat sau ceva, e ok. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, stimați invitați, ce? Salut! Hai să începem și cu mașinile, că ar fi cazul. Începem cu ce începeam? Nissan X-Trail. Stai, cum se chema rubrica asta? Main. Cu cea mai importantă lansare, prezentare a săptămânii, care este a săptămânii, care este Nissan X-Trail, nou Nissan X-Trail. A patra generație. Felicitările Masa și Dansu. Adică un Qashqai un pic diferit, așa, dar care are două locuri în plus, nu? Da. Ca să... 7 locuri. Da. Ceea ce nu e o veste rea. Vă sunteți de acord, mă, cu X3-ul ăsta sau nu? Vorbesc singur. O să vorbesc singur emisiunea asta. Da. Așa? Dar de acord că e... O să fie foarte aproape de Qashqai la materiale, probabil, și la CVT-ul ăla, care este cel mai bun CVT cu care am mers eu până acum. Adică ăla nou, pe ăla nou. Da, l-au pe Qashqai-ul, da. L-au reparat. Da, da, e CVT, dar nu e CVT, de fapt. Se mișcă foarte bine, schimbă vitezele foarte mișto. Nu mai zici că e CVT din ăla unde accelerezi și zgomot 5 minute și s-a dus cu 500 de RPM. Cu atât. Nu știu nimic. Da, nu e. Iar pe materiale e și mai integratic site-ul. Saltul. Intergalactic. Ce ai zis, mă? Așa, saltul. Ah, pe salt. Materiale, da. Dacă tu planezi să te intergalactic așa la început. Așa trebuie să numească Autocritica Intergalactic podcast. Și acum eu sunt și mai curios să văd cum arată aria prin înăuntru, că și acolo se permite ceva. Păi aria e cum bun. Se calculează? Ca să, sau asta? Depinde e un cerc depinde înăuntru. Depinde de ce situație, să... da.
Da. Ce arii ai de calculat? S-a de cântat. Da. Că poți să cânți aria, da. Nu o să calculezi. Dar ce, motorizări ca la Qashqai sau are ceva diferit? Nu, e un pic diferit față de Qashqai. Pe anumite piețe, Nissan n-a spus care piețe și vă zic asta pentru că am fost într-un interviu, într-un roundtable digital cu câțiva oficiali Nissan. Intrarea în gamă va fi făcută de 1.3 benzină, 1.5 benzină, domnule, de unde a rămas cu 1.3? 1.5 benzină, de 163 de cai putere, dar doar pe anumite piețe. Și acum nu știu dacă și România o să se înscrie în programul ăsta cu piețele, cum spune. În programul non-Rabla. În programul exact non-Rabla. A doua motorizare va fi e-power-ul lor, care e un fel de electric cu range extender, dar de fapt e un hibrid. Cât timp avem ca să povestesc tot ce se întâmplă acolo? Puțin. Ok, deci același motor de 1,5 litri benzină are rol de generator pentru un motor electric. Întotdeauna motorul electric va pune roțile în mișcare. În funcție de câtă nevoie ai de putere, energia generată de motorul termic fie merge direct către motorul electric, fie dacă nu e stocat într-o baterie mică. Asemănător cu EHEV de la Honda. Asemănător, dar nu chiar. La EHEV-ul de la Honda... Ca asta, ca să nu-ți dea o palmă, da, ți-a zis. Da. Mai există și o... Scuză-mă, arată-mi. Scuze eu. Mai există și o transmisie pentru motorul termic care, care funcționează la un, pe o anumită plajă de turații. Ok. Și atunci învârte și roțile. Bă, zi și să înțeleagă oamenii acum, că mulțumim pentru explicație. Așa, practic e un hibrid. Asta e. Deci practic aveți e un hibrid pe care nu-l încarci niciodată la priză, doar îi pui benzină și mergi. Atât. Știi gluma aia cu putea fi un e-mail? Putea fi o poză. Da. O schemă, ceva. Da, avem, e ok. De ce mă, cam explicat? O fotografie face cât 1000 de cuvinte și o ai auzit expresia asta. O să pun o schemă. Nu, că n-au dat poză de presă. Acum, cu sistem. Sper să găsesc ceva, o schemă, să vedem mai da, ușor. Da, o să pun o poză unde scrie e-power.
Deci avem benzină, avem, ai zis diesel? Nu, diesel nu există. Aoleu, păi, nu există. Nu mai există. Păi tocmai că asta au spus domnii oficiali, că cu această versiune hibridă se adresează clienților care iubeau înainte, mă rog, iubesc și vor să facă trecerea la ceva care nu e electric încă. Pentru că promit un consum foarte mic. Da, și da, cei care iubesc dieselul și apreciază și cuplul ăla de diesel. Păi asta urma să zic, fiind o, mai ales la practic, fiind doar motorul electric angrenând roțile, ai cuplu ca la o electrică. Și dacă îți comanzi și versiune cu tracțiune integrală în cazul Nismo, în cazul lui X3L, două motoare electrice, unul pe față, unul pe spate, atunci ai undeva la peste 500 și ceva de Nm. Instant. Da. Deci o să ai și cuplu și autonomie, că ei zic că să consume puțin, cât de puțin vedem poate, noi da. Teste, da? Deci, practic, din octombrie o să ajungă pe la dealeri. Stai, mă, nu cred. Deci, practic, hibrid cu apucături de diesel, asta e. Nu, la noi vin comenzile, mă, și apoi, stai, mă, man. Prima dată comenzile și așa. Dacă mergeți acum la dealeri în Nissan, probabil că vă răspund. Măcar știți despre ce e vorba. E X3-ul ăla nou. Am văzut că unii au comentat că e vechi, de fapt. E și nu e vechi. Pentru e și nu că e asta ce am spus. It is what it is. Da, mă, în state s-a lansat acum 2 ani. Deci avem o versiune pe benzină și una hibridă. Aia hibridă înlocuiește dieselul. Dimensiuni mai mari, 7 locuri. Și cu 7 locuri. Cu cine ne batem? Cu cine ne batem? Mm-hmm. Cu Tiguan Plus 2, ăia, cum s-a numit, Tiguan Allspace, Tarraco, Kodiaq mai ales. Da. Da. Kodiaq. Și or mai fi loc de astea cu 7 locuri, nu? De oameni normali. Au mai apărut? Qashqai Plus 2. Rogue Spot. Da, ok. Păi, deci, practic, încă o mașină de familie pe care o aveți la dispoziție, începând cu toamna acestui minunat senzațional an, practic. Probabil că o să vedem mașina în teste în curând. Așteptăm să vedem cum se merge, cum se funcționează. Bine, dacă n-ar mai fi întrebări, să trecem la următorul subiect. Rus, ai ceva să ne spui? Am să vă zic ce s-a întâmplat în această zi. Noi filmăm pe 9 septembrie în lumea auto. Începem cronologic cu 9 septembrie 1982. Are mai multe. Am 3. Așa, 82. Deci, 9 septembrie 1982. Se retrage din funcția de președinte al Ford Motor Company, Henry Ford II. Adică fisul lui... Nu, este nepotul lui Henry Ford Senior. Tatăl lui a fost Arthur Ford. Și, în fine, e o poveste aici. O să încerc să o scurtez ca să nu stăm la o oră plus de podcast. Domnul Henry Ford al doilea era în armată, locotenent, în marina militară, de fapt, a Statelor Unite și când a murit Edsel, a fost chemat să preia compania. Edsel era paravan ca președinte al companiei, fiindcă, de fapt, din spate deciziile le lua tot bătrânul. În fine, Henry Ford al doilea a venit în Ford într-un moment în care Ford nu s-a descurcat deloc bine, adică la un moment dat aveau pierderi de 9 milioane de dolari pe lună. Okay. Aveau și care de unde. Care pe vremea aia... E uriaș, da. Îi bătea GM la toate capitolele. În fine, se întâmpla în 1943. Ideea e că Henry Ford al doilea a avut suficient bun simț, mă, common sense, ar fi o traducere mai bună, să-și dea seama că el nu prea știe cu astea și și-a luat oameni în jurul lui. Inclusiv a dat afară o persoană, o brută, un om angajat întâi să fie bodyguard lui Henry Ford Senior, adică gen să-i păzească de răpiri, familia și așa mai departe. Omul cu ăla cumva era mâna lui dreaptă după ce a murit Edsel, era acolo în companie, într-un birou obscur în firmă, el era vocea autoritară a bătrânului. Henry Ford al doilea l-a dat afară pe omul ăsta, dar a știut să-și aducă lângă el oameni care să-l ajute să ducă firma unde era odată. Și a început cu 10 oameni deștepți, analiști de sistem, care în război lucraseră cu
în fine, tot cu armata. Și oamenii ăștia au venit la Ford și au implementat un sistem de statistică. Fiindcă până atunci ei nu urmăreau ce se întâmplă pe linia de producție, ce, nu știu, ce unelte dau rateuri, de ce nu se întâmplă ceva, câte defecte se înregistrează pe linia de producție, ei numărau câte mașini fac și implicit cât bani le aduc mașinile alea. În cazul ăsta puține acum, în momentul de față. Da. Și oamenii ăștia au revoluționat ideea de statistică pe linia de producție și statistică în logistică. Cumva e upgrade la ce a făcut Ford Senior. Ce tare, vezi, de asta nu știa nimeni. Da. Ceea ce e cumva mai important raportat la ce se întâmplă azi într-o uzină. Da. Față de... Da, da, cumva, da. Ăsta a știut care sunt limitele și efectiv a zis, bă, ok, hai că fac eu ceva, dar aduc oameni care știu să facă majoritatea chestiilor și eventual doar îi îndrum sau îi, nu știu, supervizez. Plătesc. Sau plătesc, da. De exemplu, da. Da. Și și-a dat seama inclusiv de faptul că nu poate conduce singur compania și are nevoie de ajutor și l-a adus pe un nene, Ernie Bridge, de la GM, de fapt de la o divizie de aeronautică a GM, l-a pus vicepreședinte. Iar sub nenea ăsta, Ford a înregistrat pentru prima dată profit. Primul profit făcut de Ford a fost de $2,000 sub nenea ăsta, sub Ernie Bridge. Deci el lua decizii așa fel încât să crească profitul. Asta tot atunci sau la câți ani? Nu se știe. Imediat după ce a fost instaurat președinte, Ford l-a adus pe nenea ăsta. La fel ca pe cei 10 analiști de mai devreme. Tare. Cool. Da. Și bineînțeles... Ok, și acum fast forward. A vrut să cumpere Ferrari. Cine? Ford? Da, Henry Ford al doilea, el a vrut să cumpere Ferrari. A fost scandalul, neînțelegerea cu Enzo Ferrari, care a văzut el în contract clauza că Ford a urmat să preia și motorsportul, divizia de motorsport, și n-a mai vrut să vândă nena Enzo Ferrari. În fine, se zice că a reacționat urât în întâlnire. Există Ford vs. Ferrari, un film care arată scena asta la un moment dat. Inclusiv a jignit pe Henry Ford al doilea, spun că, bunicul tău era mai bun și tu ești varză și ceva genul. Henry Ford 2, orgolios din fire, s-a enervat și a zis, ok, vă batem la aleman. Și atunci a pornit și proiectul GT40, restul în film. Urmăriți filmul, da, Watch the Movie. Da. Citiți cartea. Deci, pe scurt... Oricum e bine pentru Ford, pentru că uite ce ajungeau acum la Formula 1. Da. Da. Deci, pe scurt, omul a luat și a, practic, a reînviat compania. Și acum revenim ce s-a întâmplat în 9 septembrie. Ca să, 1982 și s-a retras din companie. S-a retras. Și a ieșit la pensie, practic. A zis, ok, mi-am făcut treaba, asta a fost. Bravo, bă, tati. Da. Au făcut Mustang, printre altele. Da, exact, tot sub el. Da. Felicitări, Doamne ajută, bravo. Da. Și porecla lui era Hank the Deuce. HF2. Sau Hank the Deuce. HF2. Da, Hang the Deuce. Hang the Deuce. Frumos, elegant. Da. Felicitări, domnul Rus, mulțumim pentru această informație. Înțeleg că mai e și altele. Mai am două, dar scurte. Adică vorba aia a fost o zi lungă. Nu stă mult. În 9 septembrie 2007 la Frankfurt, Volkswagen arăta conceptul UP. 2007, 2007, da, Frankfurt. Băi, conceptul, deci nu modelul de serie, conceptul din care a fost derivat modelul de serie. Da, eu a fost acolo, cred că, dacă nu mă înșel. Nu știu, poate ai trăpiat să scrii. Acum trecea sunt la saloane, nu știu că noi nu vedem nimic, nu mai scriem, mergem acolo ca să scriem. Te-ai urcat în mașină. Sau mergeam, că acum ai nu mai e salon auto, da. În fine, da. Ok, felicitări, you've come a long way, baby. Exact, mai punctez aici o chestie, designul a fost semnat de Walter da Silva, ne-a mai făcut chestii pentru grupul Volkswagen, Audi, implicit Volkswagen, primul E8, primul Q7, dar și o cameră foto, Leica M9, e... carcasa desenată de domnul. Eu o cameră foarte scumpă, 22.000 de euro. Bă, ceva asta la masă cu Walter de Silva la lansarea unui Polo. E, uite, da. Și Polo a desenat, exact. Și mi-a povestit, da, păi a desenat, a făcut cam filme, a desenat pe un șervețel și a dat unui coleg din altă țară, ăla, și s-a semnat. Da. Cred că la, în fine. Și țin minte de la masa aia, că de obicei la mesele astea cu oameni mari îți spun lucruri, și țin minte la masa aia o chestie pe care eu tot repet mereu, a zis așa: e mult mai ușor să desenezi mașini scumpe decât mașini ieftine. Să țineți minte lucrul ăsta. Fair enough. Pentru că, are logică. La mașini ieftine ai tot timpul limitarea de preț. Că venea vorba de Polo și dacă a fost ușor sau nu. Da, frumos. Bun. Și a treia chestie. A treia, da. Tot pe 9 septembrie, dar în 2014 debuta tot la Frankfurt AMG GT. Urmașa lui SLS. Apropo de e mai ușor să... Da, și... Așa zis
cum zic ăștia afară, 9-11 killer. Că toată lumea care lansează câte ceva din genul ăsta, n-a reușit. Știi cum e? Nu, odată că nu poți să fii killer de 9-11, eventual vin și tu ca ei, maxim. Adică nu, dar nu-i dai finala lui ăla. Și doi, după aia au vrut să fie și Panamera killer când au scos AMG GT Ford Door cu pe ăla. Da, exact, da. Dar tot așa, na. A aruncat cu pietre. A dat cu pietre prin gard. Da. Da. Și AMG GT a adus un nou, atunci, la vremea, un nou V8 făcut de divizia AMG, un 4 litri Twin Turbo, care mai târziu a fost instalat sub capota altor modele AMG. Nu toate. Și Aston Martin. Și Aston Martin. Și Aston Martin. Altor modele AMG, cum ar fi Aston Martin. Da, da, și Aston Martin. Da, 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 da. Păi de aici vine AM și G. Da. Aston Martin Gonești. Goana. Da, frumos. Mulțumim pentru lecția de istorie de astăzi, domnul Rus. Cum chiar de astăzi, la propriu. Da, de astăzi. De azi. O să încercăm ca podcasturile de anul viitor să fie în alte date, ca să ne repetăm. Sau mai sunt, o să ori mai fi lansat chestii, mă, în 9 septembrie. Eu zic că găsim. Găsim, mereu. Normal, mereu găsim. Și acum, mă, tocmai că ar fi interesant să le facem și la anul în aceeași dată ca să vedem cu ce vine. La anul 2023 okay, să fie 9 septembrie 2022. Am vorbit ultima oară despre aceste trei. Ok. Da, hai să trecem la lucruri serioase și care ne afectează emoțional și financiar. Ca de exemplu rubrica... Bravo, intrare. Metaforic vorbind. Ce frumos. Metaforic vorbind. Aici. Avem... Apropo de Nissan, așa. Începând de acum poți să comanzi în România Qashqai e-Power. Știi, până acum puteai să iei doar versiunea cu motoare termice, acum poți să iei e-Power, unde nu o să mai explic încă o dată ce înseamnă e-Power, ci doar o să zic că prețul de pornire este de 39.000 de euro. Așa. Ce? Așa. Cât? 39.000 de euro. Nu, că toate s-au scumpit. Băi, numai asta e faza, că nu mai știi cu ce să-l compari, că toate scumpe. Toate scumpe. Da. Toate scumpe. Toate scumpe. 39.000 de euro, bine, și acum ar trebui să vedem cât costă concurența și chestii de genul ăsta, nu? În mod ideal. În mod ideal. Nu te uita la mine, că nu am făcut asta, nu am... Data viitoare promit că vin cu raport. Nu, mă, nu, dar nu despre asta e vorba. Mă gândeam ce o să zică ăștia care zic că electricele scumpe. Că e 39.000 de euro. Cred că îți cumperi o Aria cu 39.000 de euro. Da, n-au dat prețul încă, nu? 49 minus 10 o să fie un 39 undeva. De 49 Aria? Păi, o fi. A. Nu? Da, dar trebuie să vezi ce ții de la alții electric de bani ăștia, nu știu. Adică ar trebui să fie... Bravo. Să acoperi toate... Da, păi... Laturile, știi? Mm. În fine, ideea e că poți să-ți cumperi mașină electrică la banii ăștia, dar nu știu dacă la... Nissan. Da, în teorie e același segment, Aria cu Qashqai. Da, știi ce nu știu eu? Sunt pe același segment. Stai un pic. Știi ce nu știu eu? Pauză. La ce categorie va fi inclus Qashqai e-Power? Pentru că dacă plug-in hybrid nu e. Deci automat nu poți să mai iei 5.000 și câți de euro de la stat prin Rabla Plus. Îl vei lua simplu ca corect. Rabla normal plus cele 7.000 de ecobonusuri pe care le mai poți accesa. Deci asta înseamnă că are de pierdut, dacă mă întreb pe mine. Deci fii atent, bă, scuză-mă că te întrerup. Hai zi, că oricum nu ziceam nimic. Am intrat în... Doar oamenii își cumpără cu banii jos și ai. Ce mai înseamnă 39.000 Deci Aria în Germania, avem reperul ăsta, Germania, care are tot 19% TVA, e 47.490. 47.500. Păi și aveți câte Qashqai acolo? Să vedem cât de apropiate-s prețurile. Deci 47.490 de bază, da, practic. Dar versiunea de top e 66.500, prieteni. Păi da, două motoare, baterie mare, familie mare. Ce să mai... Renumerație mică. După buget, exact. Deci 47.500 cu 66. Iar acum ne uităm în meniu, așa, modele, unde e Qashqai. Qashqai? Vigheți, Qashqai. Qashqai este... Hai mă, lasă. Mă, stai, de la e-Power. De la e-Power, mă. Stai că dăm acum pe e-Power, mă. Uite aici. 41. 360. Atât ai.
Nu te uita, mă, că știu ce zic. 41. N-are și versiune... N-are altă versiune, nu. Deci e, uite, nu, mild. 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 E-Power, 41360 pe N-Conecta. N-Conecta. Băi, e pe acolo, mă. Pe bază, de bază vorbim, da? E pe acolo. Diferența da, este... Diferența că unul are 140 de kW, în timp ce Ari are 160 de kW. 41.000, cât ai zis? 41.360. Și la noi costă 41.940, aceeași echipare. Bun. Deci, deci practic, Ari o să poți undeva la 48.000, 49.000. Da. Minus 10.000 de la stat, este mai ieftin Aria decât Qashqai E-Power. Gata, mă, bravo, meștere. A durat 5 minute, dar am scos-o la capăt, prieteni. Bravo. Băi, am descoperit, deci mă simt ca ăia din dosarele X când verificai. Deci acum când o să se lanseze Aria, să comande direct, să nu mai aștepte nimic. Asta era pentru cei care spun că electricele scumpe. Uite, exact de asta. Băi, nu e electric. Păi nu sunt scumpe, că și celelalte scumpe. Asta spune, da, s-au scumpit și alea. Cu ce compari? Dacă erau ieftine. E scump comparat cu dacă era ieftin, corect. Da. Așa, bun. Bun, bine de știut. Dar aici sunt banii noastre, practic. Da. Nu? La Aria. Dacă vezi. Aria. Dar, apropo de aici sunt banii noastre, aici sunt mulți banii, mulți ai dumneavoastră. Și Bentley a lansat sau a prezentat, nu mai știu ce, azi, săptămâna asta, nu? Da. Ceva cu W12. Știu flying, că ai tu vreo informație de aici. Flying Spur Speed, nu? Flying Spur Speed. Să mai fac W12? Se fac. Mai, da? Că se nu, fac, vorba fac, bancului, n-am prea văzut pe stradă. Se face unul în 13,5 ore. E asamblat manual, un motor, adică un motor iese din producția Bentley de la Crew, nu pot să pronunț că zărit, în fine, Crew, în ce scuze. Bine că Bentley n-are... 13,5, da, exact, 13,5 ore, 3 ore jumate, dar 13 ore jumate. Știi ce marca a mai avut sediul la Crew până să se mute? Rolls-Royce. Cum? Rolls-Royce, dar n-a avut neapărat sediu, făceau motoare acolo și de avion și... Da, 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 bă, erau, în fine, acolo, erau deci, cu toții. Se asamblează manual în W12, durează 13,5 ore. 12 ore jumate și e nevoie de 30 de tehnicieni ca să fac asta. Nu știu ce, n-au loc să șteacă toți numele pe plăcuțe pe motor, că erau umplut de plăcuțe ca să nu pot face ca la AMG. În schimb îl testează, de îi sar capacele motorului ăla. Prima dată e test la frig extrem, 2 minute. Acolo, care, la Crew? Da. Motorul nu pleacă de acolo decât în sub capotă, știi, sub capota mașinii pe care urmează să fie instalat. După care urmează 8 minute de test la temperatură extremă, cald, și Bentley zice că vreo 2% din motoare au defecte, dar minore, și trec încă o dată prin linia de producție, se repară și să după ce se repară, de nu mai vin încă o dată. Culmea. Iar odată pe săptămână se ia un motor aleatoriu din beciul de săptămâna aia și se ține 8 ore turat la turație maximă, aproape de linia roșie. 8 ore într-una, da. Acolo în fabrică e într-un arvariu pus motorul și l-auzi cum merge turat, adică stă turat tot timpul. 8 ore. Mamă, dar cât îl plătește pe la da. Adică care e diferența? Da. Nu e. Asta zic. În piperea mai oprești la barieră, O lași neutru și pui o cărămidă, da. Și aia e ce mare. 8 ore și indiferent dacă trece testul cu brio, motorul nu intră pe nicio mașină. Deci este aruncat la fiare vechi sau unde îl duc. Demontat de acei 30 de oameni. Nu știu dacă au mai dat voie de 30 să demonteze. Fiecare are, cum, fiecare are șurubelița lui, mă. Da, ideea e că așa de fac oamenii chestia. 30 de tipuri de șuruburi în cazul în care... Da, și sunt 36 de puncte de prindere între motor și transmisie. În cazul în care sunteți pasionați de Lego, cred că o meserie frumoasă ar fi aici. Se pare că se întâmplă și pe bani să construiești chestii. Da. Mulți. Da. Dar repede că nu știu cât să mai face W12, că asta e. S-ar putea să fie neapropie de cântecul de lebădă, că uite, e neapropie să aude. Cântă lebădă, da, mă, ia ziceți-mă cum cântă lebădă. Ia, acum punem cum face lebădă. Uite, W16 de la Bugatti e pa, adică după Mistral, da, ceară. Stai că până iese W16, până produce Bugatti 99 de unități Mistral, mai trec 3 ani. Eu cred că s-a început treaba la ele de mai mult timp. Dar pe de altă parte, apropo de Bugatti, au zis că nu mai fac electrice. Sau nu, că nu mai fac. Nu.
Nu. Continuă să nu facă. Mai exact. A ieșit domnul CEO la rampă Materimaț și a spus că în planurile de viitor ale companiei pe următorii 10 ani nu există nici SUV, nici electrică la Bugatti. Mi se pare că respirați ușurat. A, uite, ar putea fi încă una până la fel. 2032. A 10 ani. În schimb, a zis McLaren că vrea să facă SUV, deci... Păi gata, le-au luat clienții direct. Și vine și luna asta vine și Puro Ferrari, SUV-ul lui Ferrari. Da. Puro sangue. Puro sangue. I-au dat nume să nu cumva să încurcăm treaba, da? Să fie să clar că e un Ferrari, Ferrari, știi, dacă, da. Dacă trebuie să zici că e un Ferrari, e o problemă, știi? Da, deci practic am cumpărat un Ferrari pur sânge. Da. Păi și ce e ăla? A, e SUV. Păi nu e pur sânge, păi așa-l cheamă. Ferrari mai... Nu, păi asta e cu... Dar n-ai cum să zici că nu e pur... E roșu pur sânge, asta e cu... Nu cum să zici că nu e un Ferrari pur sânge când pe el așa-l cheamă. Dar Ferrari a mai avut problema asta odată cu la Ferrari. Face asta constant. Mă rog, problemă. Oricum, ai o problemă mare, o să vândă dublu. Da, că așa s-a întâmplat și cu... Nu. Au spus asta... Nu voi, nu? Nu. Au zis că... nu mi-aduc aminte procentele. Dar au zis că vor ține cumva în frâu apetitul clienților pentru SUV-uri și nu vor vinde câte cele vor asta avea. Asta e o metodă foarte elegantă de a spune că italienilor le elene să facă mai multe mașini. Nu știu. Dar de ce, bă, dar de ce să faci? Nu, de serios, au zis că nu vor produce... pe cât se așteaptă publicul. Adică vor să țină cumva sub control mania, SUV mania asta. Bine, în același timp... Păi da, știi cum puteau să țină sub control? Să nu lanseze, știu. Da, nu bine. S-au gândit. Nu, e o manieră, dar acum are sens ce a zis și eu și ce au zis ei de fapt, că Ferrari e genul ăla de companie care te dă în judecată dacă îți pui Adidas și pe capota Ferrari-ului și pui poză pe Instagram. Și nu le-a convenit, știi, cu, a fost asta? Cu Philip Plein, da. Nu știu. Scandal pe Instagram. S-a întâmplat așa ceva? Da. Dar era mașina lor. Nu, era mașina lui. Și a pus Adidas și pe mașină? Da. Și Ferrari le-a dat în judecată? Da, scandal mare, că nu se poate să faci așa ceva cu mașinile noastre. Da, nu știu. Strategie? Da. Da. Bine, ar putea să se ocupe de, să, nu știu, să facă strategia din Formula 1 mai bună. De exemplu, în loc să facă... Să pună patru roți. Adică în loc să pună niște angajați să uite pe Instagram... Așa. Deci, reprezentanții companiei au spus că vânzările lui Puro Sangue vor fi limitate la maximum 20% din totalul anual realizat de Ferrari. Păi da, dar asta nu-i oprește să facă totalul anual de 10 ori mai mare decât acum. Nu? No? Da. Sau să facă aia, domne, vrei un SUV? E ok. Iei și un de la alt. Și practic... Păi nu e. Mână în păi mână. Și dacă într-adevăr limitează... 5 ca să fac... Bun, e vrei un SUV? E 5. Înseamnă că o să coste dublu față de un Urus, că altfel nu-mi dau seama acum. Dar nu e o problemă asta. Păi nu e, dar altfel nu-mi dau seama acum. E un Ferrari, mă. Lamborghini e, știi cum e, Dacia lui Italia față de Ferrari. What? Da, nu știu. Vezi ce zici că au avocații? Păi nu vreau să spun, vreau să spun, era de bine. A zis era, de Lamborghini, nu de Ferrari. Era de bine, este Dacia în sensul că dă de muncă la oameni. Nu știu ce înțeleg avocații, să uit acum la podcast. Nu înțeleg nimic în română. A zis Dobrescu, care pe cineva care traduce în italian. Nu înțeleg nimic în română, mă băiate, deci mai băiate. Oricum, o să l-am aici invitat pe Răduciu într-un podcast despre sport în scurt timp, așa că o să-l punem pe el, să-l întrebăm pe el dacă... Păi știu ce zic la anul de 9 septembrie, că a fost la podcast Răduciu. Așa, aici sunt banii noastre, gata sau mai sunt banii noastre? Nu mai sunt, gata. Că deja nu mai sunt bani? Nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani, gata, s-au dat toți banii. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, trecem la rubrica... Hey, unde vorbim, bineînțeles, despre electrice. AC/DC. DC. Da, this is it. AC nu e, nu? Curent continuu. Curent la curent continuu, prieteni, avem o premieră mondială. Nu, greșită. Intergalactică. Intergalactică. Așa, ce s-a lăsat? Avenger. Ăsta e film? Asta m-am gândit și eu prima dată, parcă... Dar chiar cum ar fi ca la prezentarea modelului? Momentan e film, stai să-l vedem în producție. Adică momentan e film. E un film și poze. Cum ar fi ca la lansare să-i aducă pe Avengers? Nu știu, ideea e că e primul Jeep pur electric din istorie. Da, primul. O să fie și în state două, dar alea vin mai târziu și o să se numească altfel. Nu știu cum. Da.
Nu mi-a postat, sincer. Deadpool, da. Pe ăsta din da. Deadpool și DC Comics, așa? Un, nu, Recon, unul da, un e Recon și celălalt e whatever, nu știu, nu. În fine. Oricum, sunt în state, nu vin la noi. Da. Ideea e că am citit și eu un comentariu la o postare în social media și zicea că, a, bă, din față și din spate, e prima generație de asta, frate. Bă, nu, păi, dar stai că asta era Renegade la un moment dat. Nu. Sau nu Duster 2, Duster 2 la stopuri e ca Renegade. Exact. Da. Dar comentariul ăsta era despre faptul că ăsta, Avenger, este identic prima generație Duster la în față și în spate. Deci, adică practic, atâta... Păi și e sau nu e? Mie nu mi se pare că e. Domnule, eu pun acum imagini, vă dați voi părerea că noi nu ne pricepem asta. Nu mi se pare că e. Asta. Nu. Eu eram mai curios să văd ce motor are, că... Păi încă, da, dar încă n-avem... Sub umbrela Stellantis... și din poze mi se pare mai mic, mie mi se pare mai mic decât Renegade, dar e posibil să mă foarte înșel. Din poze și din proporție mi se pare că e, la dimensiune Renegade este un pic mai mic. Și are cumva 136 de cai? Asta vreau să zic și eu, s-ar putea să fie motorașul de pe Moca. De pe Moca, Moca electric. De baterie nu se zice, nu se zice nimic despre motor, adică, dar... Ba nu, mă, nu, n-are cum să fie aceeași configurație pentru că au anunțat 400 de km autonomie. Pentru că e doar bateria mai mare. Asta e veste bună pentru că s-ar putea să schimbe, să ajungă niște electrice noi prin ei au promis o platformă. E Moca ce autonomie teoretică. Peugeot, au promis Citroen, 300 și Fiat, puțin. Jeep, Alfa Romeo, toate alea. O să aibă această nouă platformă bună. Ei au anunțat o, mi se pare că, două platforme electrice pe care le vor folosi. Așa că s-ar putea ca ăsta să fie primul model pe platformă dedicată. Da, teoretic, bine, îi spun în comunicat că va avea aceleași abilități din ADN-ul Jeep. Deci, probabil, cumva ar trebui să fie și 4x4, cel puțin într-o versiune. Asta și două motoare electrice. Asta e momentul în care intră celebra glumă clasică deja cu e bine că Jeep face electrice că în pădure. Te trage curentul. A, nu știam. Eu vreau să zic că nu sunt stații. Păi te trage curentul, n-ai nevoie de stații. Da. Și cum e simplu. E și... curent. Ok. Practic să face curent simplu, pac, ai încărcat bateria și... Și când rămâi în podmălit tot curentul, te trage de acolo? Nu, acolo te trage trolul, știi? Da. Felicitări celor de la Jeep, da, păi se schimbă, dacă vine și Jeep cu electrică, e un semn, să zic așa. Și din 2030 doar electrici în Europa, în cazul în care mai interesează pe cineva. Stai puțin, tu ce păi ai despre Jeep? 100% electric, că tu mai că nu ne aude. Off-road. 4X este foarte, foarte tare. Hibridul. Plug-in. Da, da. Wrangler-ul. Da, da. Wrangler 4X. Da. Deci, o să fie foarte, foarte tare. Mai e un Rivian, parcă, nu? Da, da, da. Și toată lumea zice că e foarte tare. Deci... Păi da, care cuplu? Și te ajută în off-road. Depinde dacă e la vale sau la deal, știu. Nu, depinde, are altfel de off-road, e crawling, e urcă încet. Sper că ne auzim acum, că altfel va fi un cadru în care noi uităm la în spate. Dobrescu, omul care e în spatele camerelor, e pasionat de off-road din când în când. Sau nu, ești pasionat mereu, dar mergi din când în când, așa. Și poate să dea cu părerea de pe poziția de atot știutor al domeniului. Despre Jeep electric zice că ar trebui ca acel cuplu să ajute. Da, asta e. Practic. Bă, e bine, cuplu e bun. Și anvelopele sunt importante, în fine. Normal. Da. Bine, dar Jeep a avut și concept electric 100% cu Magneto. Are concept. Da, da, au făcut demonstrații cu el la Easter Jeep Safari Rally, cum se numește evenimentul ăla. Ah, da, ok, fac e anual. Da, 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 evenimentul anual. Da. Nu, o să vină și asta, o să vedem, o să... Va fi bine primit, să zic așa. Și apropo de luăm mașini de-astea mai utilitare și ne cărăm cu ele că sunt electrice, s-a mai întâmplat o lansare săptămâna asta. Ford a lansat Ford Pro. Ford Pro, divizia de utilitare, exact, cum ar veni. Așa. Vezi, mă, ce înseamnă să fii la eveniment. A băut Red Bull înainte de podcast. Da. Exact. Așa a lansat o mașină care s-ar putea să vă intereseze. Da, se cheamă Ford e-Transit Custom. O utilitară. 100% electrică. Ai zis că e electrică? O dubă. Nu folosesc termenul de dubă, da, da. Că suntem la o emisiune auto, dubă. Da? Suntem, nu suntem la... Dacă
Un van. Un van. Utilitară de marfă. Da, exact. Auto-utilitară. Auto-utilitară. Un vehicul utilitar. Nu, păi ai zis că ce? Da. Așa? Așa spune acolo. Pozele le văzusem din luna mai, primele poze cu e-transit custom, și acum au venit și cu date tehnice, ca să știe eu omul ce comandă, ce îți cumperi tu acolo. Îl poți avea cu un singur motor electric, în două versiuni de putere, 136, sper să nu zic prostii, și 217 cai, și o singură baterie care ar trebui să-ți asigure o autonomie de până la 380 de kilometri. Ai încărcare rapidă la 125 de kW, ceea ce e foarte mișto pe utilitară. Dacă duce stația, că altfel tot cu 50 sau așa încarci. Asta, da, da, tu ca companie, vezi că noi aici gândim cumva diferit, că gândești tu pentru tine. Da, nu, că nu mă gândeam tine. Cum eu iau eu dacă, să plec dacă, nu, dacă, nu, dacă te gândești ca business, atunci poți face o investiție și să-ți pui o stație rapidă și să-ți încarce mașinile alea rapid, dar oricum nu cred că vei avea nevoie de asta, exact. Pentru că oricum mașinile alea vin, se întorc seara sau... Să zicem că la, de curierat. Exact, la curierat. Da, da. Ele se încarcă peste noapte. O să ne încarci peste noapte. Da. Cât ai scare bateria? Kilowatt-oră? 78. Deci în 7 ore, la un wallbox normal, da? În 7 ore, se încarcă peste 74, noapte. Iar. Asta înseamnă că dacă o pui la ora 7, da? Ea la ora 2 noapte e încărcată. Full. Vin oamenii, își încarcă, îți fac treaba. Îți vine și coletul la EasyBox la 7 dimineața. Aia zic. Da. Deci da. Pleacă la 5, la cât e nevoie, bine, fără discuții, fără probleme. Plus că atunci când au lansat divizia Ford Pro și în Europa, au vorbit despre serviciile conexe pe care le oferă și tu ca gestionar de flotă, cum se cheamă el acolo, nu știu cum îi zice. Administrator. Așa, administrator, poți să-ți comanzi niște... programele prin care să monitorizezi tot timpul ce se întâmplă și poți să vezi cât s-a încărcat, unde s-a încărcat, cum, cât, păi pe asta, care o trimiți. Da, e normal, mi se pare absolut logic. Pe asta, care o trimiți în locul aplicație Y. Care îți arată asta, îți arată și la orice mașină electrică de acum. Da, da. Dacă ai o flotă, că e gestionat, îți gestionează, n-am vrut, îți gestionează întreaga flotă. Un Age of Empires, dar cu flotă auto. Da, da, da. Da, aia trebuie să faci, practic, trebuie să fii... Tu, atacați. Da. Atacați colegele. Ferentari, dă-i. Bă, nu, dar e Black Friday, știi? Selector click de apta cu săgeată. N-ai ce să faci. E ok. Dă multe click-uri acolo. Nu cred că e ușor, totuși. Bă, oricum, încep să se electrifice. Eu, de exemplu, am comandat niște mâncare de la unii. Un supermarket ăsta online. De fapt, nu, de la două. Și de la Fresh Food și de la Sezamo. Să nu zic că lumea că reclamă că ăștia doi se bat. Deci n-am treabă. Fresh Food și Sezamo ăia. Și de la ambii au venit cu mașini electrice. Să-mi aducă mâncare. Da, pentru că... Ce măci? Știi? Da, deci fii atent. Da, unii stai. Au ceva chinezesc, nu? Da, Fresh Food a venit cu ENV 200 Nissan-ul ăla. Și Sezamo a venit cu ceva chinezesc. Da. O să pun o poză, că i-am făcut poză. De Ford am mai avut fix în pandemie un proiect, cred că era încă pilot, pe zona de last mile delivery. Venea Duba până la stradă. Bine, era cazul ideal în care stai în suburbii și ai trotuar ca lumea, nu 15 mașini parcate în fața casei tale. Și din mașină iau un roboțel frumos pachetul și nu mai e curier. S-a curier pe astea mașină. În viziunea lor și mașina ar fi autonomă la un moment dat. Și cu roboțel, frumos vine roboțelul la ușă, ți-aduce pachetul, îți dă SMS când a ajuns la ușă să vii și iei frumos pachetul. Și, și dacă nu-i dai 10 lei, îți rupe gâtul. Eu nu de ce? Am zis, în cazul ideal în care stai în suburbie... Last mile delivery e o idee bună, se implementează deja dar în România. Dar asta nu ai scuză, adică robotul nu poate să zică, bă, coborți dumneavoastră că mă doare piciorul sau ceva. De companiile știi? Astea care, de last mile delivery, să duce mașina și ce, domne, am ajuns, stăm aici, veniți dumneavoastră și luați. Ești păcat să mai, așa, bun. Am avut să arăt că se poate și altfel. Da, tot o chestie ca să ajute cumva șoferul pe e-transit custom, că ai povestit de treaba asta. Volanul cumva se înclină, se... rabatează, se nu știu cum, și poți să-l faci ca o măsuță. Și să stea, ai văzut, ai terminat programul într-un loc, îți notezi ce ai denotat, ai încă mașina și ai plecat. Da. Și doi, se cheamă Delivery Assist, stai un pic, și un sistem care atunci când pui mașina în parc, da, poveste, nu mai zic nimic, zi Dobrescu.
eu aștept să facă un fel de easy box mâncare. Nu ați fi și prefrigurat acolo, doar pui mâncare, treci vii de la muncă, treci și oprești. Oală cu ciorbă. Oală cu ciorbă. Așa, scuză-mă. Nu, dar da, își pierdea ideea. Da, mă, își pierdea ideea. Pui mașina în parc, pornesc automat avariile, să închid geamurile, coboară șoferul din mașină, livrează ce are de livrat, da? Și după aceea deschide înapoi portiera, se urcă mașină, geamurile revin la poziția inițială, se opresc avariile și omul își vede de treabă. Au făcut ăștia avarii automate, bă, băiatul. O să o cumpere, de ce nu își cumpără tot asta? De ce v-ați gândit fix la asta? Că eu m-am gândit la scenariul în care chiar, na. Chiar e util. E util. Un mesaj din public, ce există în New York. Avariile Park Anywhere Button, adică că asta e, practic își dau arama pe față. La propriu. Avarii înseamnă că se strică mașina, că de-aia e avarie. De-aia zice așa, știi, de care are un scop. Băi, nu știu, eu ți-am spus ce sistem au implementat, e de datoria fiecăruia acum îl folosește, mă. Da. E ia gata. Băi, da, ia bun simț, mă, vă rog. Ia bun, cu super, fiecare cu avaria la casa lui. Cam astea au fost electricele care contează și s-au lansat în ultima săptămână. Mai sunt ceva, mai știți ceva? Nu. Da? Nu. Dar tot despre o mașină electrică interesantă și despre care se poate vorbi mult... Vom povesti și în următoarele rânduri, pentru că trecem la rubrica Daună Totală. La propriu, de data asta, au fost teste euro în cap, prieteni. De ce râzi, mă? Au fost teste euro în cap, iar la testele euro în cap... Eu vreau să te întreb dacă e test la aia de pe platformă, de am văzut-o când veneam în coace. Dacă ăla era Model 3. Tot era, aia. Era un Model 3 tot pe platformă. Tot o Tesla. Da, mă, dar astea nu se strică, mă. Era... A pus acolo să-i facă dinam. Să strice dacă să-i facă ele e stricate. Cum să strice? Dacă ele e stricate din fabrică, unde se mai strice? Exact. Tesla Model Y a luat 5 stele. Le-a euro în cap. Cum comentați? Foarte frumos. Foarte bine. Mașini nu sigure. Comentez, nu sunt de aici. Mașini sigure. Eu aș face un euro în cap al asamblării. Adică, păi nu, se pare că le-au asamblat bine dacă n-au sărit panourile pe acolo. Când l-au... Păi nu, dar să, în loc de manechinele alea să... Intră niște oameni să testeze o săptămână mașina, să o ducă pe piată cubică, pe gro, pe toate alea, păi și vedem dacă scârție, dacă apar și orice. Că nu testează ei așa. Elon Musk îi numește pe ăștia clienți. Da, corect, da. E ok, adică asta fac da. Ei. Iau mașina, testează alea, pilot la autopilot, totul se testează de oameni, e ok. Și oamenii plătesc ca să mai lovesc unii, nu mai e. Și plătesc ca să testeze. Da. Frumos. Păi, da. Bă, adevărul e că la nivelul ăsta n-a mai ajuns nimeni. Niciun constructor auto. Deci să-i dăm... Și culmea să nu ia 5 stele după atâția testă și atâția ani de testat. Să-i și dăm de... zarului ce al zarului, practic. E super. Să-i dăm musculului ce al lui bravo, musc. Bravo, mă, bravo. Vezi, se poate. Măcar atât. Deci se poate. Și se poate, au mai fost 5 stele la un Genesis, pe care noi nu-l avem încă în România. E o marca premium al lui Hyundai, cum ar veni. A luat un Genesis construit pe o platformă Hyundai Kia. Probabil GV60. A luat 5 stele. Ăsta e electric, nu? Da. Adică pe platforma lui... Da, e aceeași platformă ca EV6 și... Nu, Ioniq. Trebuie să vorbim de Ioniq 5 în emisiunea asta. Nu, am zis, probabil. Nu știu dacă pe aia au testat. Este tot, sigur. Da. Nu, a, nu știu, nu știu dacă pe aia au testat-o. Pe aia au testat-o, da. Da, e ok. Păi alta nu cred că a mai lansat Genesis altceva recent. Și... Da, și oricum mai e prima din Europa. Și au mai fost... A mai fost una cu 4 stele. Niro. Kia Niro, noua generație. Dar înțeleg că a luat 4 stele. A luat 4 stele, a făcut contestație. A făcut, exact, a făcut upgrade cu contestație și a luat 5. Că i-a dat eroi în cap minus pe o tehnicalitate ceva. Deci, da, vezi, aici ceva, care e explicația? Nu, au avut ceva de comentat GV60, pe... Da. Vezi, mă, ce știu. Electric. Și nici n-am citit niciodată. Păi e bine un Genesis pentru Europa. Da, ideea e că Kia Niro cu pachetul standard a luat 4 stele. Da. Adică Kia Niro da, de bază. Deci ajungem în situația în care dacă vrei siguranță mai multă plătești, nu mai e din standard siguranță. Da, mă, dar am impresia că oricum dar plătești. Dar vrei siguranță. Că oricum nu ții versiunea de bază niciodată. Nu știu. Că ți-ai aia, safety pack păi, plus, știu, sau cum să numim? Ești manager de flotă și nu le iei de bază, nu? Și oamenii care... Eu n-aș lua de bază. Bun, dacă aș fi manager de flotă, că aș vrea să lovesc asta mai puține mașini. Pe de altă parte, există acea discuție pe care am avut-o mereu când e vorba și de Dacia și ar trebui să le dăm și elor la Kia aceeași. Bă, a luat 4 stele, nu pentru că nu e sigură, că la siguranța structurală, la impact, da, are fix aceleași exact, rezultate. Da. A luat 4 stele în loc de 5, care mai puține sisteme de siguranță. Nu știu ce are în plus sau în minus, în fine, că are mai puține. Mai vorbim noi într-un podcast ăsta,
cum monstruos. Prioritizează ego în cap. Exact. Toate treptele de siguranță și că pe nivelul și pe... Mm. Și pe lângă asta au mai fost două mașini chinezești testate de Euro NCAP, Way Coffee 01, W-Y, așa se cheamă. Way, și citești. Ora... Coffee, n-ai zis? Coffee. Adică și criu. Și Ora Funky Cat. Care râde și glumiți, dar tot 5 stele au luat. Și astea se vând undeva... Vezi că noi râdeam de ăștia că veneau și aduceau acordeoanele alea, știi? De să dădea mașina, dădeau mașina păi de pereți da, și da. Părea că nu... Bot, unde-i, știi? Și persoanele vând în Norvegia, unde? Bă, probabil că sunt electrice, se vând pe piața în Norvegia, unde se vând electrice multe. Dar la cum... Acum, noi suntem tot... De ceva vreme suntem amenințați cu constructorii chinezi care o să vină în Europa cu mașini electrice pentru că ei vând milioane de mașini și o să vedeți voi. E o problemă că ăștia n-au unde să le vândă. N-au showroom-uri, n-au dealer, n-au service. Skywell. Sunt da, mulți, au tot încercat. Orizuel. Deci, man, ei au tot încercat. Dacă nu ai rețele dezvoltate de dealer și de service în Europa, cum au constructorii ăștia clasici, au o problemă. Până când o să aibă asta, nu o să vezi nici mașinile astea. Sau ai nume, că nici Tesla nu poate să te contrazică Tesla, da? Nici Tesla nu prea avea, dar trebuie să ai nume. Man, acum nu toți sunt Elon Musk, vorba aia. Da. Repet, îi dăm musculului ce al musculului. Da, mă, nimeni, da? Nu toată lumea faptul că a transformat, că a făcut... Eu cred că dacă lași în Europa un singur centru autorizat de vânzări pe Apple, tot o să fie cozile... Nu cred că se întâmplă nimic. Exact, nu se întâmplă nimic. Nu-i afectează nimic. Continuare, dar cum să nu? Cred că așa e și la Tesla. Oricum, tocmai a lansat, nu știu dacă ai văzut, a lansat iPhone 14 Pro și Pro Max cu o chestie pe care o are Android-ul, cu aia, Island, nu știu cum i-au zis. Da, nu știu, nu știu. Au lansat, bă, băiatule, nouă, ce vorbești, mă, au ăștia la Android de 20 de ani asta, înainte să lanseze. Știu, anyway. Cineva s-a plâns, mai mult s-au plâns că acum la 15, nu știu cât e acum, iOS 15, nu știu ce e acum, arată 16. De fapt ca un, e 16 deja? iOS 16, da. Da. OS-ul 16, iOS, da. Arată ca Android, ca interfața standard de Android, deci... Bă, încă o dată, e aia cu Island... 15, bă, nu 16. iOS-ul 15. Poate trebuie să vină 16 acum cu 16. 16. Cred, o să-l ai pe 16, următorul. Da, mă. Următorul ăla care se lansează cu iPhone 14. See what's coming in iOS 16. Aha. Learn păi more. Eu să știu, mă, că eu, vezi că eu sunt de la concurență. Da, mă, learn more, uite. Eu am Android, uite, de la Samsung. Și mă iei cu de-astea, păi eu să știu mai bine decât tine, mă, rușinosule. Deci, revenind, ce vreau să spun este că s-a lansat o chestie care deja există. Dar de ce vorbim despre telefoane? Nu știu, pe șor am pierdut oricum. Am virat această emisiune, doamnelor și domnilor, înspre o emisiune despre tehnologie și telefoane. Vom face acum un, cum îi zicem, unboxing. Unboxing. Vom face acum un unboxing cu acest laptop. Dăm de la server, cum da. Un invers unboxing, adică îl punem într-o cutie. Boxing, și adică. Pui într-o cutie și îl trimiți. De unde da. A venit? De unde a venit? Din Alejd. Place cum companie românească face treabă bună. Bun. Mai aveam eu ceva la daună totală. Ce? Oscar Piastri. Să trecem pe metaforă. Așa, ce a făcut Oscar Piastri a semnat cu McLaren. În sfârșit, cum ar fi. Exact, în sfârșit. Nu, sau în sfârșit a semnat cu cineva. Păi eu cred că el semnase dinainte să apară că... Ăsta e băiatul pe care l-au anunțat băiatul pe care a semnat cu ei și da, de da, fapt da, el nu știa nimic. Alpin, sau? Da. Alpin a venit și a zis, okay. Ei, de la anul avem pe Oscar Piastri, ne-a plecat Alonso. De fapt așa? N-au zis ei. Au zis, nu, n-au zis ei. Au zis, da, a plecat zis Alonso, ei. Fără să știm că să cară. Nu i-au anunțat. I-a anunțat doar eu plec. Și i-au zis, a, da, bine, boss. Și au dat comunicat, pong! Începând de la anul. Gata, l-avem pe Oscar Piastri, pa-pa-pam, campion de echipa noastră. Și Piastri nu știa. Păi nu, că era dar în Australia și nu că nu s-a trezit. Nu că nu știa, n-a fost de acord. Nu mă, nici nu știa că au dat anunțul. Păi nu știa că se va da anunțul, da. Păi da, nu știa. Dar pe lângă faptul că nu știa, nici n-a fost de acord cu el asta. Nu, da, nici n-a fost de acord cu el și, mă rog, a urmat o perioadă de liniște la Alpin. Cu acea știre încă pe site. Păi au dat afară departamentul de marketing și n-au mai avut cine să schimbe parea pe acolo. Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar cert e că nu s-a întâmplat nimic o săptămână, cred că mai mult de o săptămână, dar absolut nimic, știi, nimeni n-a zis nimic, au băgat mânța moartă sub preș sau cum se întâmplă, știi, și au lăsat acolo. Nimeni nimic, Piastri. Da. Și, na, mă rog, se vorbea că va pleca la, că va semna cu McLaren, dar acum e oficial, a confirmat și Oscar și McLaren, că da, au semnat și de la anul... Și Alpina mai zice în locul lui Ricardo, nu mai știu da, cum cheamă și pe ăla. În locul lui Ricci, care Ricci va fi probabil unul dintre cei mai scumpi șomeri de la anul. A, că ăștia trebuie să-i plătească contractul în continuare. Au de plătit contractul în continuare. Încă un an. Da.
Dar se poate face vlog ca Nico Rosberg. Da, mă, nu, vezi, da, YouTube. A. Până anduranță, mă, băiete. Dacă nu, da, nu, ăștia, dar Rosberg asta face. Apropo, ăștia de la Alpinul i-au părit la loc. Nevera. Da, știu, a făcut băieții la Dobby, au făcut caterincă de el. Cu ăștia de la Alpin nu-l iau înapoi păricii? Că, ca să închidă cercul? Acum, da, nu știu, să te mai duci acolo de unde ai plecat și oricum ai plecat așa, nu cred. Vedem, poate la Haas are loc. În locul cui? Luni? Mic e posibil să pleci. Dar tu vorbești despre Ricci, Mic, zici că stai la cafea. Mic Alexandrescu style. Bine, da, domnule, Mick Schumacher. Am stat dimineața un pic cu... Domnul Mick Schumacher. Da, da, dar cum vrei să-i spun? Nu știu. Păi spune dar cu... Dar nu e neapărat din, așa din ton. Din, am stat la o cafea dimineața cu Schumi și mai zic că e un pic deprimat, nu se simte bine. Nu, e aer un așpa în Monaco. Sponsori. E prea cald la Monaco. E, viața e grea, da. Mulțumim deci, practic, pentru... Oscar Piastri a dat daune total alpin. Gata. Așa. Ca să fie clară treaba. Eu cred că și-au dat singuri. Și-au dat singuri, da. Și-au dat, ca să legăm de știrea anterioară, și-au dat cu Tesla. Eu și mie îmi place alpin așa, la nivel de constructor, dar... Băi, cum să spun, alpin e o marcă... Un producător, ca să nu facă cofonie, un producător care are foarte mult potențial. După A110 ăla, da, urmează modern, doar electrice. Da. Păi și care problema? Nimic. Am mă, las-o jos. Da, și un că Jean Redele face triputul lup în coștiu, da. Pe seama electrică, da? Man, acum stai, știi cum e. Mai mult de atât un SUV. El face asta și face asta și când auzi că s-a inventat internetul, dar asta nu înseamnă că avea dreptate. Cine? Redele? Exact. De ce era de internet? Exact. Păi, aia era ceva nou, nu? Cum adică? Păi să nu mai trimit eu fax. Adică ce? Bun. Dacă n-ar mai fi întrebări, să trecem la rubrica ai noștri cabrazii. Unde aflăm ce a mai făcut Dacia, nu? Da, Dacia și Ford. Și Ford, și ăștia ai noștri. Păi succes, nu ce au mai făcut. Că... Au făcut succes? Că de-aia îi menționăm. Că... S-au vândut din nou multe. Dar de ce îi menționăm și când e așa și când e așa, nu? Da, cum adică? Păi da, când n-au vândut multe poate Dacia. Poate Bradul poate să fie Brad, poate să fie păi Molid, da, poate să fie, sunt mai poate multe specii. Brad din ăla răpus de furtună. Da, Tuia. Ai noștri cară și noasele. Na, dacă vrei. Ce a făcut Dacia? Ce să... Tot eu. A vândut bine și în Germania și în Franța. Mulțumesc. A vândut pe plus, chiar mult mai bine comparativ cu anul trecut. Poți să vinzi bine pe minus? Păi da. Da. Poți să fii pe minus mai bine decât exact cu ceilalți. Cum o să vândă Ferrari exact, pe Rosangui? Exact, să bine, exact. Pe minus. Da, poți fi. Da, mă, dacă e, cum când toată piața cu... scade cu 50%, să zicem, bine, și tu scazi doar cu 10%, okay. Ai vândut bine, dar, nu era aia, dar mă, pe minus. Era cu scădere pozitivă sau cum? Aia că era un termen din ăsta. Adică ai vândut 1%, nu? Nu mă, ți-au scăzut vânzările cu 10%, dar ești peste... Nu, ești mai bine decât media pieței care a scăzut mai mult. Deci poți să pe fii... Pe și nu se poate spune că ai crescut cu diferența aia dintre tine și piață? Apel... Nu mă, că de scăzut. Viitorul bun la matematică. Nu, că tu trebuie să compari cu tine. Dacă să nu zici asta... Nu poți compara cu... Da, în fine, nu știu. Da, mă, dacă într-un an vinzi 1000 de mașini și în al doilea an vinzi 900, ai scăzut cu 10%. Corect? Dar dacă toată piața auto a vândut 1 milion de mașini și în al doilea an a vândut doar 500.000, atunci a scăzut cu 50%. Dar tu, ca constructor, ai scăzut doar cu 10%. Deci ești mai bine decât piața. Da. Felicitări. Deci scădere pozitivă. Bravo. Da. Scădere, da. E o invenție de marketing ca să și aia bonus în continuare. Exact. Extraordinar. În același timp să... Nu, adică băi, am vândut prost, dar... Da, mai bine și mai plus. Cea mai bună, dar nu e vorba de asta la Dacia, că îi vând pe plus. Dar nu e Dacia, ziceam. Nu. Paranteză închisă, Dacia oricum. Da, la Dacia de să zic. Pentru că producția auto din România, prieteni, a crescut cu 24,8% în iulie și august. Asta e dovada faptului că oamenii cer mașini, că nu ori face ăștia mașinile să stea degeaba, nu? Bine, și stau degeaba în trafic. Când pleacă din fabrică, stau, nu vezi. Păi stau că n-au pun să ducă, păi da, pe tren. Da, și în tren stau mult. E bine, mă, lasă așa, decât să meargă pe roți, să vină oamenii. O să ajungă Dacia să vină oamenii la Mioven să le ia pe roți. Să fie festivitatea de decernare a cheii. Bună ziua, domnul Hans!
ați venit după mașină, uitați, noi facem așa, nu ca domnul constructor din Germania care vă ignoră, domnul. Vi le trimite direct la Dacia. Facă frumos o cameră unde o să fie istoria Dacia cu toate mașinile. O cameră, am zis o bine? O cameră, da. Așa, și o să vină domnul Hans și o să-și ia mașina și o să-și ia felicitări domnul Hans pentru noua achiziție. Vă rugăm frumos, mergeți și lăudați mașina în Germania să-și cumpere și alții. Să vină și alții, practic, și facem și turism cu ocazia asta. Marketing de context, contextual, știi? Da, și la final o să-l roage, dar vă rugăm să vă luați și golful cu care ați venit să-l duceți înapoi. Păi, e programul Rablam, la nivel european. Superbă emisiune am avut din nou. Prieteni, mulțumesc foarte mult pentru... Intergalactică. Pe acestea fiind spuse, vă mulțumim mult pentru prezența scenică. Mulțumim și lui Dobescu că s-a plictisit cu noi. Mulțumim celor care au dat like, mulțumim celor care au dat share și subscribe. Mai ales masiv. Subscribe. Și vă promitem că nu veți regreta. Sau ceva.